Poate fi pusă perfect în circulație. La telefon este Manuela, înțeleg că este soția domnului care le-a spus, mă rog, i-a spus individului respectiv, ce ți-a spus exact? Că... iar te-a apucat, lasă iar te-a apucat, lasă facă în pace. Bună seara, doamnă! Bună seara! Din ce v-a povestit soțul, îi știți pe acești doi indivizi, pe cuplul ăsta? Cunoașteți? Soțul meu mi-a spus că îl cunoaște pe acest individ. A mai agresat persoane de genul ca doamna. Așa, stă acolo prin zonă? E probabil că ei cam umblă prin zonă. Soțul meu îi știe, eu nu prea îi știu, că eu nu prea el. Soțul meu a mai avut această ocazie să caute persoane, să găsească persoane lovite de ei. A văzut chiar cu ochii lui. S-a dus și la poliție, el personal, dar din păcate poliția nu a rezolvat nimic. Au rămas fete cu traumatizări foarte grave, lovite mai grav decât doamna Gabriela. Și e foarte grav lovită. Eu o știu pe Gabriela din văzute, nu o cunosc foarte bine, am mai văzut-o. Și... Dar nu știu, erau... Din ce v-a spus soțul? E cunoscut bărbatul ăsta drept consumator de droguri, în afară de faptul că e agresiv? Câte mi s-a spus mie, că nu numai soțul meu, a spus mai multe persoane, că vinde și droguri, consumă și consumator și de alcool, nu numai de droguri. Am auzit că a făcut și câțiva ani de pușcărie. Și am sunat ca să-i spun Gabriele să se ferească, să putea să se mai întâlnească cu el cât mai des, mai ales că acum o cunoaște. Bun, acum eu nu aș vrea să o speriem foarte tare, mai ales că cazul este unul public, a intervenit și poliția. Sunt convinsă că lucrurile nu sunt chiar așa, adică oricine vede pe cineva la televizor și de acum gata, ne răzbunăm. Deci, dar soțul dumneavoastră a fost chemat să depună mărturie, adică să vorbească cu polițiștii despre ce a văzut, despre faptul că îl știa pe... A fost chemat, a vrut să se ducă el numai ca... Au intervenit câteva probleme, se va duce în curând. Să meargă, să meargă, da. El a văzut, este martor și vrea să o ajute pe Gabriela, bineînțeles aș ajuta și eu, dar nu am cum. Dar nu înțeleg. Deci înseamnă că soțul dumneavoastră a văzut și altă dată când acest domn fata. A agresat pe cineva. Nu e domn. Soțul doamnei a anunțat poliția și poliția n-a făcut nimic, exact, să înțeleg. Asta a spus e fata. Adevărat? A spus da. Asta, da. Da, deci e adevărat. Deci întrebarea mea este, vreau și o statistică matematică a cazurilor înregistrate și rezolvate de polițiștii secției 19. Hai să, l-am văzut pe Sorin, dorind să intervină după ce a auzit-o pe Manuela. Te rog, Sorin, ce vrei să-i transmiți? Da, nu vroiam să întreb dacă într-adevăr se confirmă ceea ce am judecat noi, că omul este din cartier și bântuie pe aici și într-adevăr ceea ce ne spune doamna Manuela. Bine că dânsa a avut curajul să spună și pe post. Ne-au mai confirmat încă oameni cu care am stat de vorbă, chiar din blocurile de lângă mine, că într-adevăr au mai fost incidente, că într-adevăr au mai fost fete bătute și că într-adevăr ceea ce v-am spus și eu mai devreme nu este deloc un cartier liniștit. Oameni care stau de 30 de ani aici ne-au mărturisit lucrul ăsta. La telefon este purtătorul de cuvânt al Poliției Capitale.